Deci, astăzi m-am pus la PC ca un om normal, gata să intru în CS, iar când lumea mi era mai dragă, când să dea să înceapă meciul direct, din străfundurile Siberiei se aude un... Cablie! Urmare strigătul de rupt al celorlalți ruși din echipă. Băi, pizda, osiozna! Iar ei bine, de aici cred că deduce și voi că meciul a fost un fiasco complet, așa că am zis, nu frate, nu și de data asta. Flash quit. Boom, headshot! Așa că am sărit rapid pe un server de Minecraft. Da, știu, Minecraft. Vă dați și voi seama cât de disperat eram. După meciul ăla plin de ruși, după vreo 10 minute de construit în survival, așa frumos și pacifist, aici o căsuță, acolo un loc de crescut oane romană, porci. Am decis că ar fi o idee bună să merg în sălbăticie, să mă aventurez și să explorez împrejurimile. Iar ei bine, cred că vă dați seama din nou că a fost una dintre cele mai mari greșeli ale mele, uitând că un prieten, între ghilimele, s-a gândit el bine așa să-mi instaleze un mod pentru mobi agresivi și oribili de tot felul, care ar fi trebuit să-mi facă experiența în Minecraft una de neuita. Și da, asta a și făcut. Doi pași în pădurea întunecată și direct cele mai oribile creaturi mi-au apărut în fața ochilor. Și nu era mama lui Voinea. Iar eu dau să fug să intru în casă și ghiciște. Ei bine, la ușă stătea o dita mai pula gata să mă facă feliuțe. Și am zis, nope, alte 4. Din momentul ăla am aprins toate becurile în casă, m-am dus la frigider, am luat 2 porții de pateu zapi și m-am ascuns în cadă de restul jocurilor. Am zis că nu mai e nici o speranță pe lumea asta. Cât sunt, nu pot juca de ruși, Minecraft nu pot juca de puști. Copiii aia care dau rage mai mare decât Goku. Așa că poate un LOL sau un Goat Simulator m-ar face să mă simt mai bine, iar atunci am început să realizez ceva. Cu toate că sunt atâtea jocuri pe lumea asta, majoritatea se încadrează în niște categorii, fie action, fie platformere, fie simulatoare. Oh, da! The sex. Simulatoare de sex. Așa că ce-ar fi dacă le-aș analiza pe fiecare în parte, iar în final, la finalul episodului, să pot răspunde la o întrebare foarte importantă, cel puțin mie. Ce joc se merită cu adevărat jucat? Din toate punctele de vedere, dacă știi ce vreau să zic. Oh, da! Poate-s la fel, te visează legal, legal de ele de casă de bar. Probabil, cu toți am auzit până acum de jocuri ca și GTA, Assassin's Creed și printre ultimele apariții ale anului, Uncharted 4, Bonus, God of War și Dark Souls 3. Dacă cumva nu ai auzit de astea, ei bine, probabil locuiți sub un bolovan aruncat pe fundul mării, pentru că chestiile astea apar peste tot, mai ceva ca ciuma. Eu nu-l sunt fan, majoritatea jocurilor de genul action-adventure, ca și cele prezentate mai sus, dar până și eu când le joc, uneori mă opresc și-mi trag o palmă după ceafă. Au. Și mă întreb, ce pula mea e asta? Ce fac cu viața mea? Adică, unele mecanici din jocurile astea sunt efectiv retardate, frate. De la personaje principale care nu mor niciodată, fie că îi explodează o gradă în față sau pică în cele mai imposibile situații. Adică, uite aici, până la minuni pe care numai Isus le-a aprobat. Ei bine, fie că vine vorba de jocuri ca GTA sau Uncharted 4, în majoritatea cazurilor o să observați un lucru. Tu ești Hulk combinat cu Deadpool când vine vorba de bătaie și împușcături, iar ceilalți sunt mai fragili ca untul într-o zi cu soare. Presupunem că ai o misiune în care trebuie să faci nu știu ce labă, iar în procesul complex al acelei lăbi, niște inamici, să le spunem, apar așa random și încep să tragă în tine. S-a venit sfârșitul poponarului. Care sunt ultimile tale cuvinte? Bag pula în voi. Ei bine, ghișe se întâmplă în momentul ăla. Haide. Wow, cum ai ghicit oare? Tu îi bați atât de tare încât spui că nu a avut nici cea mai mică șansă. Și știi de ce? Pentru că tu le tragi un gloț în cap, EGG, au murit. Dacă ei pe de altă parte încep să tragă în tine, poți să stai liniștit acolo în dușul ăla de gloanțe mult și bine. Până ți se face ție ecranul roșu și știi ce e mai retardat, că după ce totul e plin de sânge și ești gata să mori, poți frumos să te bagi într-un colț și să aștepți să te regenerezi full HP din nou. Corect ca pula! E bine de știut că în Dark Souls e ceva mai diferit. Acolo monștrii au avantajul, iar tu ești cel care le suge pula lor.
Dar în cealaltă majoritate de jocuri de genul, totul e așa ușor. Și da, mă gândesc și eu că dacă ai muri la fiecare 5 minute ar fi super enervant, dar eu unul propun o chestie. Propun ca măcar să se adauge în fiecare joc o setare, o mini setare acolo pentru easy și hard mod, în care NPC-urile să poate să îți dea și ele damage cât le dai și tu lor. Ca măcar să te simți că te bați cu cineva. Cu toate că, să fim sinceri, e super șmen sentimentul ăla când vin 10 pe tine și ieși de acolo fără nici cea mai mică zgârietură. Chiar dacă ei aveau o armură serioasă, iar tu în schimb îți purtai pijamalele de la bunica. Frate, pijamalele astea sexy, da? Sunt animal, dar nu-s domestic, în frec fac sport și nu stau după tine cum nu stau după mor. Da, am ajuns și în partea întunecată a jocurilor. Partea pe care eu o urăș cel mai tare. Partea care îmi dă fior de fiecare dată când mă gândesc la ea. Jocurile horror. Și mai rău, survival horror. Adică știți voi alea în care fugiți pentru viața voastră de câte vreun psihopat mental sau ursuleț de pluș. Cum stai? Ce? Ce? Ce ai spus? Ursuleț de pluș? Da, un fel de ursuleț de pluș, adică are vreo 2 metri din metal, e animatronic și vrea să te omoare, dar la suflet tot ursuleț de pluș rămâne, nu? Ok, fiți atenți aici. În 5 pule la Freddy ești plătit fix salariul de gunoier ca să stai să păzești un căcat de pizzerie care cu siguranță s-ar putea păzi și singură în pula mea. Adică, doar gândiți-vă, cine o să intre acolo cu gândul de a ciordi? Ce, în primul rând? Probabil chiloții lui Chica. Ei bine, nenea ăla s-ar putea să afle în vreo câteva secunde de la momentul intrării sentimentul regretului suprem când o să cam moară pentru o pereche de chiloți. Da. Dar totuși, până la urmă, i-a atins, nu? Pe lângă faptul că conceptul e destul de greșit în Outlast și, de fapt, în majoritatea jocurilor horror, te spawnezi cu o scuză de poveste care, prin minune, te pune să mergi în cele mai oribile locuri, cele mai înfricoșetoare și distruse case, cimitire, azile de nebuni, în care se presupune că tu, nenea puță mică, fără păr pe piept măcar și fără nicio armă la tine, trebuie să intri acolo și să găsești adevărul, sfârșitul poveștii, orice căcat te-ar pune să faci, e foarte stupid. Ok, fiți atenți, pe lângă faptul că jocul te trimite într-o aventură pe care niciun om normal la cap nu ar fi acceptat-o, nici măcar nu-ți dă să mănânci. În Outlast, spre exemplu, tu nu mănânci în pula mea pentru atât de mult timp, încât nu numai că nu ai fi putut să te miști, mai aminte să fugi de fantome castrate, dar nici măcar nu ai fi putut să-ți menții inima bătând. Și lăsând mâncarea deoparte, apă de unde, frate? Ți-ai băut singur pișatul în loading screen și n-am văzut eu. Bă, bune! Boros, de ce pula mea aș intra eu acolo în cele mai înfricoșetoare locuri pe care le-am văzut în viața mea? Adică, doar uite de aici! Punem tu pe o scară de la 1 la 2! Cât de nu mersi, frate, mi-e bine la mine acasă ai fi dacă te-a trimite careva pe acolo, fără măcar o formă de protecție! Hai să sărim peste faptul că în momentul când vezi o bestie de 2 tone că vine și te smulge în bucăți, ți-ai căcat pantalonii și scutecele în cască, ai venit pregătit, ai fugit cu prima ocazie pe ușa afară, fără să te mai uiți în spate și dacă cumva ai avea coaie să te și întorci, te întoarce în pula mea cu o armură sau cu un pistol sau mai bine cu o fucking bazucă ceva. Tu ai văzut cât ai ăla? No way. What the fuck? Oh, no. Shooterele, sau cum le mai spunem aici pe la țară, jocurile cu împușcături, sunt unele care mulți dintre noi le jucăm și le apreciăm pentru non-realismul lor. Adică te rog, doar uite-te aici puțin. Ok, țineți-vă bine de scaune pentru că vine doza de realism în 3, 2, 1... mai întâi trebuie să mă duc un pic la baie, berbe 2 secunde. Așa, să continuăm unde am rămas, da, doza de reale. Deci, fiți atenți aici. Atât în CS, calul lui Duty și în Team Fortress, noi ne spawnăm ca proștii în două baze separate și începem să ne omorâm fără nici un sens. Da, pot spune că e oarecare poveste în spate, dar haideți să fim serioși. În majoritatea cazurilor, la tine în echipă o să fii cu niște ciudați pe care nu i-ai văzut în viața ta, mai puțin primei zi, nu ai avut nicio legătură vreodată cu ei și cu toate astea te bazezi să te ajute la nevoie.
Cu toate știm că, mai ales la Lowell, fiecare face ce vrea, asta incluzând că apropii tăi cu echipier să te omoare pe la spate. Pentru că e fun, nu? Nu, nu e! Noi știm de la început că dacă ne-am spawnat într-o zonă și suntem, să spunem, roșii, și restul din jurul nostru sunt tot roșii, ei bine, undeva pe mapa asta trebuie să existe același tip de oameni, numai că de altă culoare. Rasiști, în pula mea! Și trebuie omorâți, pentru că, de ce nu? Așa am fost învățați de-a lungul timpului. Efectiv, unele jocuri ori mai avea ele un tutorial ceva, dar în majoritatea cazurilor sunt sigur că nici nu aveți nevoie de el. Pur și simplu intrați într-un meci, vedeți că voi sunteți o echipă, asta înseamnă că mai e undeva o altă echipă și scopul vostru final e să faceți un nu știu ce obiectiv, iar pe parcurs omorâți tot ce prindeți în cale. Asta se include și la MOBA-uri ca League of Legends, Dota și multe altele. Gândiți-vă dacă, de fapt, noi nu am ști toate lucrurile astea. Dacă nu am avea niciun fel de experiență în jocuri și ne-am duce într-un meci de CS. Repet, ne știi nimic legat de jocuri. Nu tu tras, nu tu echipe, nu tu obiective. Bine, poate decât să mergem față-spate. Și am fi, să zicem, teroriști. În primul rând, ne-am mirat ce pula mea e cu restul de ciudați din jurul nostru. După, poate am încercat să vedem ce face clicul. Ne-am prinde că, da, frate, poți omor curve pe aici. Dar hai să spunem că mecanica asta este așa de basic încât e considerată deja normal. Ei bine, altceva ce consider eu absurd sunt grămezile de bani aruncate pe geam în jocurile astea. Uite, frate, aici cât costă o pușcă. Acum gândește-te că pușca asta tu o cumperi de cel puțin câteva ori pe meci. Și pe lângă asta, nu numai tu, cât și cei de la tine din echipă, bonus toată echipa adversă cumpără armele alea, care durează, ghiciți, cam maxim 3 minute, vorbesc de competitiv. Aici. Și în cazul în care mor. Și după ghiciți ce? O luăm de la capăt și totul trebuie cumpărat din nou. Imaginați-vă că trebuie să vă luați și grenăi și kituri și pistoale și toate pulele. Și până la urmă pe player, pe o rundă normală, nu de eco și așa mai departe, se ajunge să se cheltuiască în jur de 5.000 de dolari doar pentru o persoană. Acum în mulțimea asta cu 10 oameni care sunt în meci și tara! Uite cum se duc 50.000 de dolari pe fucking rundă. De unde pula mea banii ăștia în bază? Ți teleportează măta direct din alocație și ce pula mea? Un flash costă 200 de dolari, aproape 8 milioane, 800 de lei, un licuriș pentru 5 secunde. Băgam ești pula în el de flashbang, atât adică nu-mi dă lanternă și la bălaia pula de banii ăia. Acum v-am spus prețurile și banii din joc, dar stai că mai e. Este. Armele și soldații ăștia există și în realitate, vă vine să credeți sau nu. Iar dacă aici se întâmplă lucrurile ca acolo, prețurile ar fi mult mai mari, frate. Cât ar costa de fapt în realitate așa ceva? E bine, uite aici. În joc ți se dă pe moca practic, de la început un pistol, muniție full și chestiile genul. Dar în realitate toate astea ar fi costat o grămadă de bani. Așa că doar un simplu USP, pistolul ăla de la început, se poate vinde pe piață în viața reală și cu 1700 de dolari pe un USP. Da, ai de capul meu de nu intru în joc, ciordez toate armele ce le găsesc pe jos și le bag într-o pungă și plec dracului cu ele acasă. Poate îmi cumpăr și o curvă. Bine, poate două. Bonus, vouă nu vi se pare stupid, dar eficient faptul că dacă ești counter-terorist, nu ai, frate, forța de Hulk să ridici bomba teroriștilor și să o ascunzi unde vrei tu. Nu, frate. Trebuie să o lași acolo în mijlocul drumului, să-ți dea ăla flash și ți-o fure de sub nas, pentru că da, ai tu pula mică și ți-e lene să te apleci după ea. Și după ce mori, cum pula mea, reînvii, Dumnezeu îți dă o labă în spatele cortinei în loading screen, când nu te vede nimeni și boom, ești ca și nou. Asta e explicație în pula mea încât să după ce mori literally la fiecare 3 minute. Și frate, cine pula mea după fiecare rundă ciordește toate itemele de pe jos? Bine, trecem este faptul că mor și reînvii mai magic ca Isus. Dar cine tot ciordește corpul? Cu toate itemele mele de runda trecută. Nu tu pușcă, nu tu flash, nu tu armură, nu tu nimic. Nici măcar pula nu mi-o lăsat-o. Măcar așa comemorativ. Necrofilul pulii. Aoleu, stai. Stai așa un pic. Ah, nu. Ai de capul meu de nu intru în joc, ciordez toate armele ce le găsesc pe jos, le bag într-o pungă și plec dracului cu ele acasă. Poate îmi cumpăr și o curvă, bine, poate două. Nu, nu, nu pot să cred, nu pot să cred, deci tu erai în tot acest timp? Pe diamante, acalmante, du-te și salvă. Vrei perle, dezbracă-te, du-te și noată. Și bun, cam așa de final. Să nu mă înțelegeți greșit, eu iubesc toate jocurile prezentate, că altfel nu le-aș mai fi spus, cu unele mici excepții. Și tot ce am vrut să vă arăt a fost o altă perspectivă din care poți vedea lucrurile și da, acum pot răspunde în
sfârșit la întrebarea de la începutul videoului, care joc se merită cu adevărat jucat, frate? Ei bine, cu mâna pe inimă, pentru mine, pot spune că... Oh, da! Pe bune acum, orice joc se merită jucat atât timp cât tu te distrezi. Fie Sex Simulatorul meu sau GTA sau Outlast, fiecare are gusturile lui diferite. Dar acolo, adânc undeva, toți suntem la fel. Niște gamer, o legiune și până la urmă, asta e tot ce contează. Bine, desigur, asta și... Oh, da! Și ăsta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, iar dacă mai vreți animații de genul, fiți sigur că ați lăsat un like, vă mulțumesc pentru tot suportul vostru, sunteți uimitori! La ultimul video am strâns aproape 10.000 de like-uri, oh, mă, făcă! Să vedem dacă data asta reușim să-l întrecem. Chiar apreciez tot suportul vostru și nu uitați, dacă mai vreți videouri de genul, fiți sigur că ați lăsat un like și pentru tine special o să mă asigur că o să mai apară animații ca asta. Bonus, dacă vreți așa separat să mă iau de fiecare joc în parte, lăsați în comentarii ce joc vreți voi să-l explic. O să fac un video special pentru aia. Nu uitați să vă abonați pentru a face parte din legiune, iar de asemenea, ca bonus pentru fiecare persoană care a lăsat un like și s-a abonat de la mine pentru el, code GTA 5 și Outlast 2 așa moca, pentru că se poate, frate. Efectiv, apeși like și bum, direct se apare în Steam un mic mesaj cu ceau câfâ și codurile alea. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți cei mai tari și ne vedem în episodul următor. La 3, ca de obicei. Alpaca King out. 1, 2, 3. Vedeți că apar tricouri săptămâna viitoare. Cine aude mesajul ăsta e șmecher.